În această dimineață vom vorbi despre pericolul care se află în perna pe care dormim seara de seară, dar mai ales fața de pernă pe care nu știm când ar trebui să o schimbăm și de cele mai multe nu prea o schimbăm. În primul rând, aș putea spune că pernele, ca și saltelele, sunt unul dintre principalele, este una din principalele cauze de apariția acnei. De ce? Pentru că la nivelul pernei, atât pe fața de pernă, cât și în interiorul ei, în acea umplutură, fie ea din câlți, din material sintetic sau din fulgi, putem găsi foarte mulți stafilococi, putem găsi foarte multe microorganisme, cum ar fi acarienii, putem găsi Escherichia coli, Haemophilus influenzae. Deci această pernă, practic, de multe ori ne dă un efect foarte confortabil, dar de multe ori ne poate îmbolnăvi. De ce să nu spunem mai ales despre spitalele din țara noastră, unde pernele doar sunt înfățate și atât, punct. Acele perne nu sunt spălate, nu sunt sterilizate. La fel strâng și foarte mult praf de-a lungul timpului. Strâng foarte mult praf, dar nu numai praf, că praful, o treime este din greutatea unei perne, de multe ori este din ceea ce transpirăm noi noaptea, din pielea pe care noi o descoamăm în timpul nopții, din acea mătreață, din firele de păr care se toacă și pătrund în ea. Deci, mare atenție cu pernele și mare atenție când alegem un hotel, mai ales acum că o să vină sărbătorile de iarnă și toți suntem tentați să plecăm la munte sau în diverse locații și de multe ori alegem locații foarte ieftine. Gradul de igienă nu este întotdeauna cel mai dorit. La ce perioadă de timp ar trebui să schimbăm perna? Depinde. Perna se poate schimba odată la 2 ani, la 3 ani, deci acea umplutură. Dar eu recomand spălarea pernelor, spălarea lor cu detergent și după aceea să se usuce. Acea spălare la 60 de grade, la 90 de grade, depinde de umplutură. Fața de pernă ar trebui schimbată la aproximativ 3-4 zile. De ce spun asta? Pentru că sunt foarte mulți pacienți care au acne, care au dermatite seboreice, psoriazis. Aceste persoane au nevoie să schimbe fața de pernă foarte, foarte des. Este util să ținem perna la congelator 24 de ore pentru a ucide toți microbii? Nu știu ce să vă spun cu această tehnică. Eu prefer tehnica de spălare. Asta este cea mai importantă. Să o spălăm cu produse, să folosim produse care să aibă apă oxigenată. Nu pot să le dau nici nu avem voie să dăm numele. Dar acele perne pe care le avem zestre, de la bunici, cu celebrele pene de gâscă, de rață sunt din ce erau foarte bune, dar să nu uităm că și acele perne se pot spăla. Le putem duce la un centru unde le putem spăla odată la câteva luni de zile și să le luăm acasă și să le folosim, dar ele trebuie spălate. Asta vreau să înțeleagă toată lumea. Că degeaba strâng foarte mulți microbi și foarte multe boli și nu știm de unde. Dar ne putem reinfecta, de exemplu, scap de acne, da, de pe față și la un moment dat te reinfectezi. De ce? Pentru că ai dormit în același loc, pe aceeași pernă. Deci nu putem să scăpăm de acne, nu putem să scăpăm de anumite probleme dacă noi nu spălăm această față de pernă. Nu este suficient să o punem la 30 de grade și după aceea să dormim noaptea pe ea. Este nevoie să fie bumbac, deci spălată la 90 de grade sau la 100 de grade și călcată neapărat. Contează foarte mult să fie călcată? Contează. Mai omoară din mai omoară o parte din acele microorganisme de care noi nu avem cum să ne păzim. Și să nu uităm că aceste perne pot să producă alergii. Trebuie alese pernele întotdeauna. Uite, după pauză, doctor M. Pauză, la ce perioadă de timp trebuie schimbate fețele de pernă? Dacă pernele, am înțeles că trebuie schimbate
spălate la câteva luni. Frecvent. Fețele de pernă, eu aș recomanda să fie schimbate măcar în timpul verii, o dată la 3 zile, 4 zile, iar pe timpul iernii, când nu transpirăm, măcar la 5-6 zile. Astfel, dacă îți faci o căldură de aer fermentat în casă... Dacă îți faci căldură și ai transpirat, nu poți să dormi pe aceeași transpirație ca și cum ai dormi cu același tricou, chiar dacă l-ai transpirat, chiar dacă l-ai ținut, ai fost cu el la sală, nu poți să pui același tricou transpirat. Deci aceeași ciclicitate ar trebui să o avem și la fețele de pernă. Cât de periculos este pentru copii să doarmă pe o pernă murdară, pe o fază de pernă neschimbată la timp? Este foarte, foarte periculos, mai ales la copiii care sunt în colectivități, de exemplu copiii din grădiniță, copiii care stau la internate sau semi-internate și dorm la prânz. Acele pernițe ar trebui spălate cel puțin o dată pe săptămână. De ce spun acest lucru? Că majoritatea copiilor la grădinițe sau în aceste locuri unde sunt foarte mulți copii răcesc și practic ei se reinfectează datorită faptului că ele nu au fost sterilizate. Uh-huh. Și atunci este de preferat să fie spălate săptămânal, atât păturicile lor cât și cearșaful, dar să nu uităm că și saltelele trebuie schimbate măcar în colectivități odată la un an, la 2 ani de zile. Aceste saltele se pot îmbrăca cu niște huse speciale care sunt împotriva carienilor și a diferitelor împotriva diferitelor bacterii și se pot spăla aceste huse. Uh-huh. De aceea eu recomand să se folosească husa de saltea, husa de pernă, astfel încât să le putem schimba, deci din bumbac sau in. Cât despre persoanele alergice la acele pene cu care pernele sunt umplute, cu ce ar putea să le înlocuiască? Sunt foarte multe perne de la diferite firme care au umplutură din diverse materiale, astfel încât să nu producă alergii. Să nu uităm că majoritatea copilașilor care dezvoltă acele bronșite astmatiforme ar trebui să aibă perna nu din fulgi, ci din alte materiale. Perne sintetice. Pernele sintetice, acelea se pot spăla, nici nu mențin în interior atâtea microorganisme pentru că nu au cu ce să se hrănească, practic. Pe când din pene, foarte bine mersi, acarienii pot să se hrănească. Așa este. Mulțumim foarte mult, doctor M. Mulțumim și vă mai aștept cu ani de drag la Star Matinal.